Sara bună, maniacii! Iată proiectul meu dezmeuț, așa cum s-a dezvoltat el de la sine. Da? Și zic asta de la sine, că vorbim de o pereche care s-a format ea de bunăvoie, da? Și s-a format bine, așa. Inițial am zis că puiul este o femelă, dar mai nou mă gândesc și la posibilitatea că ar fi un masculuș. Nu știu ce să zic despre căpățâna lui, cât e de finuță sau de suficient de dezvoltată pentru un mascul, pentru un masculuș. El e un puiuț mare. El e un puiuț mare care zboară bine pe aici. Ia uite. Hop, 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 hop. Trebuie să-l țin de picior. Hop, hop, hop. Stai mă frumos și cu moșul. Un zmeuț dezmeuț, să zicem așa. Dama din Valenciano Negru, din primul Valencian Negru și din zmeoaica albastră șpițată. I-a zis pe amândoi pe clipul Latino Lover-ul și șefa din Balcani. Da, ei s-au luat ei de bunăvoie așa și i-am lăsat așa. Este o zmeoaică, singura care o mai am din proiectul acela, de consanguinizare pe Adam, împerechindu-l cu nepoata lui, femeia Indigo, Leonida, care se află acum la Cosmin Iagu. Da? Doar acea albastră șpițată mai este la mine din acea împerechere, din acei pui. Și ăsta este primul ei pui cu valencianul negru. Pui frumos. Pui frumos. De genul meu. Și al altora. Că nu-i fiecare cu genul lui. Chiar dacă fiecare avem păreri personale, lucrurile se mai și aseamănă, se mai și intersectează. Dacă e femelă, intenția la acest moment este să o pun cu leonul când se va maturiza. Dacă e mascul, îl zburăm, să-i sară pe fulgii, dacă nu face nimic. Îl vindem, 15 lei, carcasă. Dacă este mascul și își face treaba, probabil va fi împerecheat cu o femeluță albastră rezultată din militarul și horsemana pe care i-am dat-o acum lui militarul, da? Acolo vor ieși femele albastre. Doar albastre. Albastre simplu, fără șaliu. V-am povestit că horsemanii nu poartă gena șaliu. Gena de șaliu, smoky. Te-ai cumințit? Nu a ce-mi place de tine când ești cu minte. Nu a ce-mi place de tine când ești cu minte. No. Pentru cei care v-ați năcăjit, să zicem așa cu ghilimele de rigoare,
când am zis că am aruncat ouăle de la Valencieni ca să pun Horseman sub ei, pot să vă spun că puiul acesta a fost crescut de Horseman Ridius în momentul în care am aruncat puii de Horseman pur Ridius de sub ei și l-am pus pe ăsta. Pentru că mai am deja 3 pui din acea pereche, cei pe care i-ați văzut pe clip. 3 pui Ridius din acea pereche erau destul. Erau destul. Și în momentul în care aveam puiul ăsta la sat, venea frigul, el se îmbrăca, era cu cotoarele crescute, era la momentul la care părinții se ridicau de pe el, probabil, nu știu sigur, și am preferat să-l pun pe el în loc la Horseman Ridius puri, dintr-o pereche din care eu mai am pui, da? Am destui pentru mine și am considerat că pot să fac această mișcare, așa cum am aruncat ouăle de Valencien din același motiv, că am destui pentru mine și nu doar pentru mine. Hai, nu pleca, hai mai stai un pic să mai povestim. Și uită-te și către noi. Frumușeață? E cam dezvoltat pe cioc. E cam dezvoltat pe cioc, zic eu. Cel puțin în comparație cu măsa. Și măsa merită filmat așa. Părinția doi a lui trei merită filmat așa frumos pe bosele de expoziție. Cândva. Când o fi să fie, nu ne stresăm. Ia ce contorsionat filmez eu. Aici așteptam eu un negru șpițat, dar nu a vrut să iasă, a ieșit albastru. Și el și frățiorul sau surioara din al doilea cuib. Tot albastru șpițat este, vă ziceam pe un clip. Are picioare înalte, dar nici pitic nu-i. Ușa jos, pieptul jos, adică gușa. Încă nu știu ce gușă va avea. Sper că nu mare. Dacă vroiam cu gușă mare, făceam altă împerechiere. Am alte împerechieri pentru gușă mare. Ce să fac eu cu tine? Cum să te sucesc eu? Cum să te învârt eu pe tine? Hai, sus pe palmă. Te urci în sus? Hai, te urci în sus. Nu vrei să te urci în sus? Te urci în sus pe mine? Ce prăfălău a făcut aici? De. Bă, porcule. Aripile nu sunt complet albe. Sunt doar cu șpițe albe. Na, acum din partea asta va fi fain de filmat. Iar cum uit eu la el. Nu cum vă uitați voi la mine. Se vede bine din pare. Zici că e voiajor pe din unghiul ăsta, dar nu e așa. Ia uite-l. Ia uite-l pe smeuț. Băi, ești smeuț sau nu ești smeuț? Dar am zis, mai avem de lucru. Cu el. Dacă ar fi femelă și aș băga-o cu leonul, și doar niște păsări de lucru, pentru că deja o să am prea mult spaniol. Dacă ar fi mascul sau și dacă e femelă,
Ideea ar fi să o bag cu un pui din, cum spuneam, din militarul și din Horseman. Ia uite-l cum stă. Ca pe ace. Ca pe ace. Ca pe ace. Place de dumnealui. Place de dumnealui. Oare ce-o fi de el? Oare ce-o fi de el? Nu ce sex are. Nu cum o să se facă fizic. Ce-o fi de el pe parte sportivă? Ce-o fi de el pe parte sportivă? Simpaticule. Gata, o iei din loc. Te-ai mai căcat odată pe mine. Te-ai mai căcat odată pe mine. Așa, ușor, 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 ușor. Știu că vrei să te duci în direcția. Na. Place despre el că e dezvoltat bine. Dezvolta bine. Bă, nu știu dacă ați remarcat, te-am tras două inele. Oh, nu, știi că nu-mi place să răstori mâncarea, nici tu, nici alții. Te-am tras două inele, bă. Și personalizat și uite și unul EE. De plictiseală. Tare m-am amuzat la ideea asta. Mi-au rămas inele de anul trecut, că n-am reprodus atâția Horseman câte inele aveam, să zic așa, nu câți mi-am dorit. Am reprodus destui. Dar nu câte inele aveam. Nu câte inele aveam, că eu am reprodus corcituri. Ca și ăsta. La frățiorul mai mic nu i-am mai pus, numai unul. Inel. Dar le-am pus la ea doi din spate. La valențieni ea doi. Azi doi valențieni. Albul ăla care l-am notat pe caiet. Pentru Eugen. Mai un alb și acolo mai un negru. Negru nu vi l-am arătat. Că... Să nu vă plictisesc. Am zis că am valențien de aia, m-am aruncat ouăle. Băi... Aha, are și pieptuț puiul ăsta. Ar putea fi un mascul. Oh, mă, stai să te iau invers pe palmă. Așa. Hai să-ți mai dăm un cadru. Mai la bec așa, dacă nu o iei iară din loc. Cum să fac eu cu tine? Așa, cu becul de partea asta. Te uiți și la noi. Hai. Te roagă moșul. Hai, te roagă moșul. O corcitură, bă, o corcitură. Foarte interesant la corciturile astea. Este faptul că unii își umplu voliera de ele. Astăzi am realizat, am zis, bă, te-și umplu unii voliera de corcituri. Da, reproduci mai mulți ca să ai de unde să selectezi. Dar după ce selectezi, ce faci cu cealaltă turmă? Îi dai cu sacul, cu lada. Cu lada, cum o da și Paul de la Simeria. Au avut de unde? Nu era să țină 40 de corcituri. Să
Salutăm pe Paul Pânzariu. Crescător, nu... Nu glumă. Oh! Dar nu veni pe mine, că n-avem ce să facem amândoi aici. Am te mai vorbit. Bă, mizerie ce ești. Ia uite. O curcitură, bă, o curcitură. O curcitură cu care unii se laudă. Inclusiv eu, acum, în acest moment, laud și eu marfa, știți vorba aia, tot țiganul își laudă calul. Știi? Tot țiganul își laudă calul. Ia uite. Căluț, că doar nu-i unicorn. Căluț. Vrei să pleci? Vrei să pleci? Hai să-i dăm drum. Ia treci tu aici în voliera ta. Hai. Aie, tati. No. Vă pupă, moșu! De la Giroc, din capitala... răptoreilor. Adică o adunătură de curcituri. Ceau, maniaci!